Bună ziua, facem astăzi o rețetă de pui cu năut și cu ciuperci. Vă invit să urmăriți rețeta. Ingredientele care le-am folosit o să le găsiți scrise sub video. Acestea sunt ingredientele. Carne de pui, năut care este fiert, ciuperci, unt, ceapă, usturoi și morcovi. Cantitățile o să le găsiți scrise sub video. Ghimbir, sare, piper. Pentru un început o să condimentez carnea de pui, care am spălat-o foarte bine. Am pus în apă și lămâie cu o lingură de oțet. Urmă le-am spălat încă o dată și le-am lăsați să se scurgă de apă. Sare, piper și puțin usturoi granule, care nu are sare. Acum o să prăjim în unt, dar înainte prăjim puțin ghimbir. După scuntul, înainte să prăjesc căpui, în unt o să prăjesc pin, apoi migdale, apoi ghimbir. Este un unt 82% grăsime. Suntem atenți că se prăjește foarte repede. Pusim și migdalele. Așa suntem atenți pentru că nu o să dureze. Să prăjesc ghimbirul, 2-3 minute. O să pun carne. Dacă uleiul s-a prăjit foarte tare de la migdale, puteți să schimbați tigaia, deci să îl strecurați de cele firmituri de migdale. Pun și ceapa cu usturoiul și morcovii. Am prăjit cam 10 minute. Las așa 5-6 minute. Acum o să pun ciupercile, dar înainte să pun puțină paprică și piper. Sare. Pun ciupercile. Am mai pus paprika. Vedeți că n-am pus niciun gram de apă. Este apa de la pui, de la ciuperci. Puiul este fiert, morcovii la fel. Năutul este fiert. Adăugăm și lăsăm așa câteva minute și cu năutul. Un pic de vin tot îi pun. Acum o să adaug foarte puțină apă, cam 100 de mililitri. Și acum repede o lingură. Așa repede, să nu facă cocoloși. Și este gata și sosul. L-am gustat, am mai adăugat niște condimente, piper, paprică, sare. Este fantastic de gustos, adică incredibil de gustos. Cuptorul i-am dat drumul. Dacă doriți să-i dați o culoare la pui mai intensă, se poate pune acum la cuptor. Dacă nu, se poate lăsa așa. Este foarte bine. Am pus mâncarea într-o tigaie care merge la cuptor. Acum pun deasupra carnea și o las câteva minute acolo. Pentru cricotaș am pus puțin aluminiu aici ca să aibă ce comenta. Așa. Se poate pune și foarte puțină miere deasupra.
sau efectiv nu se pune la cuptor deloc, cum doriți. Mâncarea este la cuptor, cam 10 minute să las la cuptor. O să fac puțin orez. Puțin turmeric. Pentru rețetă completă o să vă pun un link, două, trei, câte doriți. Așa. Prăjesc cam 4-5 minute, apoi o să pun apă deasupra. Pun puțină sare. Adaug apă cât să acopăr cu un deget deasupra orezului. Las prima dată la foc mare 3-4 minute, apoi pun la minim și acopăr și o să aveți un orez bob cu bob fantastic de gustos. Pentru cine nu știe, turmericul este foarte, foarte sănătos. Deci 5 minute la foc maxim fierbe, acoperim și dăm la minim. Începe să arate foarte bine. Este gata, asta 10 minute. Orezul este gata, am luat capacul să se evapore apa care este în plus. Arăt, este bob cu bob. Vedeți? Mâncarea noastră este gata. Foarte simplu, rapid. Am pus aici puțin orez. O să-l pun aici pe mijloc. Așa, rămâne să punem pe locuri plin și pe locuri migdale și este gata. Rețetă foarte simplă și foarte gustoasă, care vă recomand cu drag. Mâncarea noastră este gata. Este rețeta mea. Așa cum am gândit că o să iasă bine. Ingredientele folosite le găsiți scrise sub video. Vă recomand cu drag această rețetă. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere! Găsiți și link-uri cu orez în descriere, doar apăsați pe titlu.